Cu siguranță s-ar putea să observați pe pielea copilului dumneavoastră pete albe scoamoase de formă ovală, de care un copilașul nu se plânge, adică nu îl deranjează. Cel mai probabil să știți că ar putea fi vorba despre o boală infecțioasă numită ptiriazis alba. Nu este cazul să vă alarmați. Afecțiunea nu are efecte secundare și de multe ori poate trece de la sine, dar o problemă poate fi inclusiv aspectul cosmetic care deranjează. Petele albicioase se vizualizează mai bine vara, deoarece în această perioadă pielea este mai expusă razelor solare. Din cauza bacteriei care afectează țesuturile, zona nu se pigmentează și conferă tenului un aspect inestetic. De regulă, leziunile apar pe față, mâini și picioare. Este o boală de piele infecțioasă care foarte des se întâlnește în colectivități, din cauza că se transmite foarte ușor prin contact direct între copii, prin jucării, prin lingerie și chiar prin contact de mână, da? Contact direct. Majoritatea cazurilor este o boală a copilăriei care se întâlnește până în clasa a patra. Ptiriazis alba este greu de identificat deoarece boala nu aduce complicații și nici nu are simptome asociate. Este bine de știut că sunt persoane predispuse la ptiriazis alba, deci sunt în contact mai mulți copii, dar fac boala anumiți, care sunt mai alergici, care suferă de careva probleme cu pielea și respectiv poarta de intrare, poarta de pătrundere este deschisă pentru această infecție. Sau copiii care au pielea albă și foarte albă, pielea uscată, copiii care au suferit de dermatită atopică sau suferă la moment. Netratate, leziunile pot crește în dimensiuni și persistă de la o lună până la 10 ani. Pentru a distruge bacteria vinovată de pigmentare, specialiștii recomandă să începem cu dezinfectarea locuinței. Este important să se dezinfecteze tot, începând cu lucrurile personale, fața de pernă, lingerie de pat, ștergare, și totul se dezinfectează la temperatura de 60 grade și mai mult. În paralel, medicii recomandă o îngrijire adecvată, evitarea băilor fierbinți cu săpunuri ce usucă pielea și utilizarea unei creme emoliente. Pentru recidiva bolii influențează însăși de prezența dermatitei atopice, eczemei sau oricare alte alergii pe piele, plus prezența unor boli cronice din interior, aceleași pancreatite, aceleași focare cronice din infecție, ca dinți cariați sau oricare alte probleme, ar favoriza ca să apară această... În cazul bolii, expunerea la soare este chiar recomandată, deoarece razele ultraviolete au efecte de tratament. Boala poate fi confundată și cu ptiriazis versicolor, care însă este o afecțiune fungică ce apare pe trunchi, la îngheiturile membrelor și îi vizează pe adulți. Despre ce presupune ptiriazis pe larg discutăm cu doamna dr. Veronica Vâzdoacă, medic dermatocosmetolog, pe care am plăcerea să o salut la Casa de Vreme. Bună dimineața și bine revenit, cu mare drag! Mereu cu drag din la voi emisie! Așadar, vara este sezonul în care vrem, nu vrem, atragem o atenție sporită pielii noastre. Nu că iarna n-am face-o, dar de multe ori ies în evidență anumite neplăceri, imperfecțiuni vara, fie când ne bronzăm, fie până la apariția bronzului mai intens, da? Atunci când lăsăm hainele, da, purtăm deja tricouri, pantaloni scurți și atunci vedem la nivel de picioare, la nivel de mâini, la nivel de corp, că există lucruri care nu ne plac. Care sunt acele zone ale corpului unde apare mai frecvent acest ptiriazis alba, caracteristic copiilor? Într-adevăr, Maria, ai perfectă dreptate. Deci adresările la medic dermatolog cresc vara, din cauza că nu știu din care considerente lumea atrage atenție mai mult vara. Dar, de fapt, și patologii de care s-au discutat anterior, ptiriazisul alba și ptiriazisul versicolor, care sunt două boli de piele separate, se vizualizează mai intens vara. De ce? Fiindcă în urma expunerii la razele ultraviolete, aceste locuri care sunt afectate rămân în locul lor pete albe și este ca un defect cosmetologic, ceea ce pe părinții îi alarmează. Ce are copilul meu? Încep să confundă cu unele boli mult mai serioase de piele, că uite ce are copilul, i-a apărut o pată albă pe... Dar dacă se extinde, și ele chiar și pot să înceapă să se extindă.
De aceea e bine să se cunoască că de fapt sunt niște boli nu atât de grave de piele. Sunt infecții, să le zicem. Sunt niște infecții care des se întâlnesc la copii. Vorbim despre ptireaze salba maximum până la vârsta de 14-16 ani maximum și se vizualizează prin pete albe ca o monetă, deci de dimensiunile unei monete, amplasate majoritatea cazurilor pe obraj, pe față și pe membrele superioare, pe mâini, în partea superioară a mâinilor, deci se observă aceste pete. Și mamele se alarmează, ce are copilul meu? Dar, de fapt, e bine să se cunoască că nu este atât de grav, dar trebuie controlată această boală. Merge vorba despre o infecție cu streptococică, da? Și, respectiv, iarna nu s-a vizualizat, deoarece au fost microscoame, furfuracei, dar erau de culoarea pielii. Atunci când s-a expus la razele ultraviolete, aceste zone nu s-au bronzat, dar au rămas depigmentate. Și respectiv a insinuat că, uite, este o pată depigmentată, să nu fie ceva mai grav. Dar se indică tratament, este obligatoriu să se indice tratament. Am văzut că doamna doctor în reportaj chiar pe rețetă a recomandat anumite preparate. Dacă vorbim despre ptireaze salba, atunci tratamentul este cu o cremă ce conține antibiotic, deci, deoarece este o infecție pe bază de streptococ, și o cremă emolientă. După cum am discutat și în reportaj, deci în contact este multă lume, dar nu toți fac, nu toți copiii fac această infecție. Sunt favorabile anumite probleme de piele, pielea foarte uscată, pielea blondă, pielea atopică, unde poarta de intrare este pentru această infecție. Deci streptococul este un saprofit, el se găsește oriunde în mediu. Absolut peste tot. Da. Doar că unde este microlezată, uscată tare pielea, el acolo se asociază și se mulțește. De aceea, ca sfat ar fi pentru mămici, nu uitați, dacă aveți copilul cu piele uscată și foarte uscată, aplicați o cremă emolientă. Da, absolut corect. Deci acele geluri de duș trebuie să fie pentru ten atopic, ten uscat și obligatoriu după baie aplicarea unei creme emoliente. Cum diferențiem un ptiriazis verzicolor? Căci și acesta creează neplăceri de multe ori. Dacă în cazul ptiriazis alba copiii sunt cei afectați, atunci când vorbim despre ptiriazis verzicolor, de multe ori noi, doamne, domnișoare, ne bronzăm și când ne trezim că bronzul nostru nu este uniform și avem niște pete, nu știu de care, pe spate și nu e bine. Într-adevăr, foarte multă lume se adresează anume în perioada estivală, când se bronzează și uite, m-am bronzat și la a treia zi la mare, când mi-au ieșit niște pete de pigmentate albe. Ce s-a întâmplat? De fapt, această infecție a fost din iarnă, doar că nu s-a vizualizat din considerența că nu ne-am bronzat și erupțiile erau pe piele, doar că erau de culoarea pielii și era acea descoamare foarte, foarte măruntă care nu se observa cu ochiul liber. Deci este vorba despre o infecție micotică, în cazul dat o ciupercă de piele superficială, care și într-un caz și altă, apropo, ele se tratează și sub acțiunea razelor ultraviolete. Deci, de la sine, nu tot timpul este necesar un tratament cu o creme și razele ultraviolete deja au acțiune antibacteriană sau antimicotică, doar că este bine totuși de mers la consultația unui specialist, de primit un tratament mai integru, de primit unele recomandări care sunt foarte, foarte importante. Deci, ptireaziul verzicolor de obicei apare, poate apărea și la maturi. Apropo, am văzut și la persoane de 50 de ani și mai mult de 50 de ani. Am văzut și doamne și domnișoare. Da, și la domnișoare, la copii, sincer să zic, mai puțin, zic de vârsta de 5-6 ani, mai puțin, am observat și se manifestă prin mici parcă picături de pigmentate la nivelul spatelui și la nivelul decolteului. Sub sâni, în zonele unde un pic de căldură, un pic de umiditate și această bacterie înflorește. Crește. Deci, acest fung, această ciupercuță înflorește. Ce este foarte important în tratament, noi indicăm tratament cu soluții, loțiuni, unguente, creme antimicotice și obligatoriu dezinfecția. În ambele patologii este foarte importantă dezinfecția hainelor.
prosoabelor, lucrurilor personale. Chiar se spune că în cazul ptereazului verzicolor, acea ciupercă se menține în haine timp de o an de zile. Îți dai seama, dacă ai îmbrăcat, de ce îi zic, oi, anul trecut am tratat-o, dar anul ăsta iarăși mi-a apărut. De fapt, te-ai îmbrăcat păstra... haina de anul trecut fără a o prelucra termic 60 de grade și mai mult de 60 de grade și respectiv te-ai reinfectat de la propriile tale haine. Ne mai vorbim de așternuturi, ne mai vorbim de halate de baie și îmi dau seama că extrem de important este să mai cunoaștem un lucru și aici cred că este vorba despre importanța dezinfectării sau respectării igienei casei propriu-zis. Pentru că infecțiile astea de piele, de fapt, nu este doar a unui singur membru din familie. Este comună pentru toată familia de multe ori. Da? Pentru că vrem, nu vrem, în aceeași casă, în aceeași baie, da? Suntem cu toții. Cele așa așternuturi. O de puține ori copiii vin în așternuturile părinților dimineața sau pleacă din părinții. Într-adevăr, ceea ce ține de bolile dermatologice, care punem accentul cele infecțioase, într-adevăr, este foarte important dezinfecția și este foarte important să se cunoască mai există și autoinoculat. Deci de la aceeași persoană prin propriile haine. Iarăși tu te molipsești. Din nou. Deci ori infecții din propriile tale, absolut haine, obiecte personalizate, lucruri, atunci când vorbești de micoza plantară, același lucru, aceeași încălțăminte, aceleași lucruri, dacă nu au fost dezinfectate, corect, atunci... Degeaba se face tratament. Da, degeaba se face. Aceste pete, aceste microleziuni la nivel de piele, tind să se extindă? Sigur, ele adică se extind. Odată ce apare, dacă nu se face tratament sau dacă nu se intervin cu anumite metode, da, de tratament propriu-zis, tinde să se majoreze la nivel de suprafață de piele afectată. Vreau să-ți spun că cei ce țin de ptereazul verzicolor am avut cazuri destul de diseminate, sincer, foarte diseminate, practic, aș spune, partea trunchiului 80-90% afectată și însoțită de un prurit. Noi vorbim totuși de o ciupercă de piele, care unul din simptomele ciupercii de piele a micozei este pruritul. Deci însoțită de prurit plus vara transpiră și respectiv și mai mult se extinde infecția dată. În cazul acesta, noi pe lângă loțiuni și creme, mai indicăm și pastile. Antifungice este inevitabil. Este inevitabil administrarea lor. În cazurile complexe și în plus, este foarte bine să se cunoască că tratamentul durează 2 săptămâni. Deci este minuțios cu prelucrarea zonei și durează 10-14 zile, nu mai puțin. Plus dezinfecția, cum am discutat anterior. De multe ori se întâmplă ca, după primele zile de tratament, petele să dispară și oamenii cred că gata, am scăpat, când de fapt el este doar că nu este vizibilă cu ochiul liber și atunci este absolut necesar aceste 10-14 zile de tratament complex. Da, sunt necesare, plus să nu uităm că merge vorba de ptereazi verzicolor, părul lung pe spate, iarăși ar putea undeva extinde, condiționează bărbații, iau pilozitate la nivelul trunchiului. Sunt mai multe nuanțe care trebuie luate în considerație și de aceea nu putem să vorbim despre un tratament scurt și doar de câteva zile. Un tratament complex și, într-adevăr, nu vom avea reinfecție, vom trata boala respectivă. Cert este că există soluții. Asta trebuie să știe cei de acasă și să nu creadă pur și simplu că este vorba despre niște pete care au fost făcute la mare, la soare, pentru că așa este pielea mea. De fapt, este o problemă a pielei care poate fi rezolvată cu un pic de atenție, cu un specialist potrivit, dar are soluție. Asta este important de cunoscut. Da, așa este, Maria. Deci eu îndemn pe toți să nu fie în panică, că foarte des se confruntă aceste două infecții. De obicei, mămicile se alarmează cu vitiligo, le confruntă. Da, confruntă, le încurcă. Le încurcă, deci cu vitiligo și tare se alarmează. Vai, ce s-a întâmplat? De fapt, nu este nimic grav. Pot fi tratate și ulterior, când se vor începe a bronza încet, încet, o să dispară și totul va fi. Dar se întâmplă să fie vitiligo la copii? Desigur.
sunt cazuri. Deci, sigur, vitiligo poate apărea la orice vârstă, inclusiv și la copii, dar este un alt tablou, este o altă evoluție. Alt specific. Un alt subiect de acasă, de vreme, de data viitoare. Așa zic eu. Mersi foarte mult pentru faptul că ai venit. Succese mari în tot ce faci și ne revedem cu mare drag aici pe canapea. Cu plăcere. Doamna dr. Veronica Văzdoagă, medic dermatocosmetolog de specialitate, am discutat despre modul în care dumneavoastră puteți percepe și înțelege anumite pete, în ghilimele, pe care le observați la nivel de piele, fie pielea unui adult, fie